Thanksgiving Day sau Ziua Recunoștinței este sărbătorită în ultima zi de joi din luna noiembrie. Pentru americani este o sărbătoare la fel de importantă precum Crăciunul. Dacă în alți ani SUA era pe străzi și se bucura de paradele fastuoase organizate de autorități, de data aceasta marile bulevarde cât și piațetele care găzduiau evenimentul au fost goale. But this year, because we care so much for each other, we're going to be having a separate Thanksgiving. Președintele ales Joe Biden a ținut un discurs cu ocazia Zilei Recunoștinței în care a îndrumat la încetarea disensiunilor dintre americani. Le-a cerut compatrioților să renunțe la sărbători în condițiile în care numărul de cazuri de coronavirus continuă să crească. This is the moment where we need to steel our spines, redouble our efforts and recommit ourselves to the fight. It's divided us, angered us, set us against one another. I know the country has grown weary of the fight. We need to remember we're at war with a virus, not with one another, not with each other. Joe Biden a promis la finalul discursului că viața se va întoarce la normal. Simbolul Zilei Recunoștinței este curcanul. Americanii nu concep Ziua Recunoștinței fără friptura tradițională. Această zi își are rădăcinile în primii ani ai colonizării la începutul secolului al XVII-lea, când pelerinii europeni, recent sosiți pe continentul american, i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru abundența recoltelor.